Primele căpșuni românești au apărut deja pe piață, costă între 20 și 25 de lei kilogramul și cele mai multe sunt produse de fermierii care au investit 10.000 de euro în solarii. Cu toate acestea, oamenii se plâng că sunt nevoiți să scadă prețul zilnic, pentru că piața este în cădere din cauza intermediarilor. În piața Mircea din Drobeta, Turnul Severin, și-au făcut apariția mult îndrăgitele căpșuni. Prețurile sunt acceptabile, spun cumpărătorii, mai ales că le cumpără destul de rar pentru consum propriu. Cam măricele, mi se pare, că noi suntem pensionari, vă dați seama că... Dar ce să facem? Mai luăm și noi o fructă, că suntem... avem nevoie. De obicei, ăsta a fost prețul când au apărut. Chiar mai mari. A fost și 30 de lei. Credeți că sunt românești? Eu presupun că da. După cum se văd, da. Eu știu, la primăvara, mi se pare, pentru noi pensionarii. V-ați dat seama că sunt produse românești? Așa scrie aici. Fermierii locali se plâng însă că le ia fața bișnițarii și că trebuie să ajusteze prețurile după intermediari. Cum târgul nu mai este deschis, nu au încotro decât să-și vândă marfa tot în piețe, acolo unde există și comercianți care nu sunt producători. Mergem pe la târg. Aici, nu, mai loc. Au zis ăștia că o să scoată bișnițarii din piețe. Mai greu. Prețul la căpșunile cultivate în cultura proprie este de 20 de lei, dar căpșuni de import se vând și cu 15 lei kilogramul.